Bună ziua, din nou, al doilea subiect de data aceasta. Cu iz electoral. Foarte multe persoane au zis în felul următor: intră tatăl tău în politică, e, până acum n-a intrat. Dar mai apar lunaticii din politică. Sau persoanele care chiar cred că intră și chiar cred, bă, du-te mă, cum să-ți ia ăsta locul, mă? Lunaticul ăsta, nu vezi că e afon și nu știe? Și începe să știe și Marcel ăla. Bă, mă, lași. Domnul Marcel, să zice, nu cu ce te legi la șireturi cu el, te tragi la șireturi. Hai, partenere aici, hai. După care trecem la următoarea fază. Deci bunul simț. În ziua de azi, în politică, nu trebuie bunul simț. Știi? Să știe și Marcel ăla, da? În cazul în care ajunge primar, Doamne ferește, și e mai bun decât Moș Ganea, care, na, hai să spunem, ajunge sau vrea să fie primar, nu viceprimar sau consilier, și ajunge mai sus la senator, că na, toată lumea îl vede pe Marcel lunatic. Mai stăm ce mai stăm un pic. Că na, deputat să facă legea e ca și când ar fi soarele și cu luna lipite împreună și n-ar exista marțieni în univers. Sau extraterestri. Așa. Doamne ferește, când ajunge acolo, ca senator, începe. Dar crede-mă, Marcel, nu ești bun, nu ești bun primar, nu ești bun senator, chiar nu ești bun. Înțelegi? Parcă și văd. Să duce și plânge. Nu sunt bun senator, nu sunt bun deputat, nu sunt bun nu știu mai ce. Păi, mă lași. Ați văzut așa de mult faza aceea cu Băsescu și Stolojan, încât v-a plăcut și doriți să o copiați. Și mai doriți așa de mult acea fază cu țigancă împuțită de la Traian Băsescu și suspendarea lui Traian Băsescu, încât vă e capul numai la așa ceva. Și încă o dată, ultima fază, dacă nu e asta, musai să fie o revoluție în stradă, să bag picioarele de atribuții și fișa de post de serviciu, că nu mă interesează. Când găsesc loc de muncă mâine. E, răspunsul este nu. Când îmba picioarele de atribuții, intră ancheta pe disciplină sau indisciplină, conform codului muncii. Deci, avem drepturile omului, Constituția României, Codul Civil, Codul Penal, Codul Muncii, ce ar mai fi? Bunele maniere, bunul simț, care toate sunt încălcate. Statutul polițistului și ce mai doriți voi? Practic, în momentul acesta, vedeți ceva de genul: dragă Stolo, îmi pare rău pentru tine, că eu sunt mai bun ca tine. Și ne-am ars. Am dat un mandat, al doilea mandat a fost cu suspendare și cu referendumul.
i-am dat cu dragă stolo. Dacă nu, hai să facem revoluții, că nu, dă-ne dracu. Hai. Mă, dacă nu vrei să vii la muncă, na, câteodată în viață, ai parte și de ceea ce se cheamă nu-l suport pe om, dar trebuie să fac ceva ca să aduc, sau la bun sfârșit, acea atribuție. Ei, la ei, nu-l suport, nu fac. Ei. Dacă intri pe disciplină, ai două variante. Sau indisciplină. Nu fac. Nu fac. De ce? Pentru că nu-l suport pe om. Pentru că nu vreau, pentru că nu știu. Când ți se desface, sunt două litere. Ori direct pe indisciplină și te-ai spart. Că cei de la resurse umane te găsesc una, două, ori doi cu ambele părți. Dacă este cu ambele părți, te-ai scos. Poți să mai te întorci în firmă, poate când cel din partea cealaltă a dispărut, sau omul antipatic, sau toate cele. Asta, să spunem asta, sau așa, sau așa ai, nu s-a făcut anchetă. Că dacă s-ar fi făcut anchetă pe indisciplină, dosărelul oricum ar fi rămas. Știi? Când te-ai fi întors, o luăm mai departe de unde am rămas. Simplu. Deci, încă o dată, bunele mariere, Constituția României, codul civil, codul penal, codul militar, codul muncii. Mai dorim ceva? Magnific, senzațional, oricum ar fi, sunteți arși ca artificiile chinezești pe oricare dintre ele. Punct.